Deputatul Ion Dinițe este cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu și dară de mită în dosarul lui Aristotel Căncescu, după ce Consiliul Județean Brașov ar fi fost prejudiciat în urma umplăților nelegale făcute firmei parlamentarului cu peste 7,6 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, este cercetat sub control judiciar. Procurorii spun că acesta ar fi atribuit ilegal 10 de contracte de utilitate publică mai multor firme conduse de apropiații săi. Anchetatorii au percheziționat în această săptămână biroul și vila lui Aristotel Căncescu și firmele deputatului Ion Dinițe au fost percheziționate. Procurorii spun că multe dintre contractele vizate de anchetă au fost atribuite cu dedicație societăților controlate de liderul conservatorilor din Brașov. Sunt atât contracte pentru întreținerea, repararea ori construirea unor drumuri, cât și pentru reabilitarea unor clădiri monument. Toate au fost parafate între anii 2009-2012.